Mi-am amintit. Ajută-mă să-mi reabilitez numele, amice. De fiecare dată când dispare vreo oiță, poliția vine la mine crezând că eu-s de vină. Dar nu e vina mea. La școala de detectiv te învață că dacă lipsește o oaie, lupul nu e departe. Voi nu mă credeți. Ascultați, dacă mint, atunci am... dar dacă mint... Uite, dacă mint, atunci să mă trăznească. Ce glumă, da. Uite, mai bine plec. Și așa voi vorbiți prea mult. Nu pot spune un cuvânt. N-am făcut-o eu. Super gluma. Chiar dacă l-au crezut sau nu pe lup, un lucru era sigur. Lipsea o oaie. Lucrurile s-au pus în mișcare. Întâi au fost interogați membrii familiei separat să descopere povești diferite. Mama. Tata. Fratele. Sora. Bunica. Terapeutul. Și soacra. Recunosc, răspunsurile lor sunt solide. Și acum? Doica. A fost ușor de găsit? Poliția? Știu. Micuța Bopip și-a pierdut oița. Și are motiv să fure una, așa e? Ghiciți ce? Lăsați-le în pace și vor veni spre casă dând ușor din coadă. N-am putut să scap de ele deloc. Le puteți număra dacă vreți. Nu fiți timizi. Iată-le! Pe toate! Părea dificil, dar băieții au trebuit să numere toate oile, să o elimine pe Bo Peep dintre suspecți. Veți dormi aici toată ziua? Ieșiți din casa mea! Alt blocaj. Cu un ultim efort, au decis să încerce la magazinul de gheme. Părea un loc potrivit. Uneori parcă auzi cum un caz te solicită. Hei, numai puțin! Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang!